Când conduci sau mergi prin deșert, drumul pare nesfârșit. Nu există nimic în jur preț de zeci de kilometri, nimic în afară de plante deșertice, nisip uscat și căldură. Dacă mașina ta se strică chiar în mijlocul deșertului, atunci ești într-o mare problemă. Dacă te gândești să călătorești oriunde printre întinsele zone aride ale lumii noastre, ar trebui să te uiți la acest clip înainte de a pleca. Vestea bună e că nu trebuie să fii un expert în supraviețuire pentru a rămâne în viață în deșert atâta timp cât poți ține cont de câteva sfaturi importante. În timp ce majoritatea tehnicilor de supraviețuire sunt aceleași indiferent de locul în care te afli, supraviețuirea în deșert reprezintă un echilibru delicat între a te proteja de căldura zilei și a rămâne cald în timpul nopților reci, între conservarea apei pe care o ai și băutul suficient pentru a rămâne în viață și între a-ți înăbuși sentimentele de foame și a căuta orice sursă de hrană care să te țină în viață. Așadar, azi vom vedea cum supraviețuiești 3 zile de unul singur în deșert. Întotdeauna capul trebuie să fie acoperit. E deja bine cunoscut că cele mai mari pericole în supraviețuirea în deșert sunt expunerea și deshidratarea, și niciunul dintre acestea nu trebuie tratate cu lejeritate. Una dintre cele mai bune mijloace de apărare împotriva soarelui e să ai întotdeauna o pălărie mare sau o altă acoperire pentru cap. Dacă vârful capului e expus la soare direct sau chiar indirect pentru perioade lungi de timp, corpul trebuie să lucreze din greu pentru a se menține răcoros, astfel încât prima regulă în călătoriile prin deșert e acoperirea capului. Dacă ești prins fără pălărie, folosește un alt articol de îmbrăcăminte pentru a-ți înfășura capul. De asemenea, lumina puternică a soarelui vă poate slăbi vederea la distanță și poate provoca dureri de cap severe. Astfel trebuie să vă protejați ochii când vă aflați în deșert, deci ar fi utilă purtarea unor ochelari de soare. Găsește un adăpost. Acest lucru merge mână în mână cu prima tactică, care presupune că trebuie să încerci să-ți acoperi tot corpul de soare. Găsirea unui loc cu umbră sau constituirea unui adăpost e una din primele priorități pentru supraviețuirea în deșert, deoarece neexpunerea la soare va ajuta la conservarea apei din corp. Nevoia imediată va fi pentru o umbră temporară, iar atunci când soarele începe să apună, puteți construi un adăpost mai bun. În funcție de locația din deșert, poate exista umbra creată de arbuști mici sau cactus, sau poate fi necesar să cauți un loc în care să te protejezi de soare chiar și pentru o mică parte a zilei, cum ar fi o râpă. Ideea generală e să stai departe de razele soarelui deshidratante în timpul zilei și să mergi sau să te hrănești în timpul orelor mai reci ale dimineții sau ale serii. Păstrează apă. Dacă ai apă, ar trebui să o bei. Dar e important ca ea să fie folosită cu măsură. O tactică bună e raționalizarea apei, luând înghițituri mai mici pe tot parcursul zilei. Dacă întâlnești apă în deșert, fii extrem de precaut înainte să începi să o bei. Poate că nu e potabilă și dacă e contaminată o să ai probleme mult mai mari. În mod normal, un litru de apă s-ar putea să fie de ajuns pentru fiecare din cele 3 zile de aventură. Corpul uman are nevoie de 2 litri de apă zilnic, dar în astfel de condiții, orice cantitate de lichide e binevenită. De asemenea, niciodată să nu bei apa din cactus. Circulă de zeci de ani un mit potrivit căruia poți bea apa din interiorul unui cactus pentru a supraviețui în deșert. De fapt, a face acest lucru s-ar putea să te omoare mai repede. Apa din interiorul cactusului nu e suficient de pură pentru a o bea și e de fapt toxică pentru corpul uman. Mai bine nu bei deloc apă decât să recurgi la asta. Rămâi nemâncat. Cu cât mănânci mai mult, cu atât îți va fi mai sete, așa că dacă ai mâncare cu tine, ai grijă să mănânci cât mai puțin, cât să ții departe durerile de stomac și pentru a crea puțină energie. Dacă nu ai apă cu tine, va fi mult mai bine să nu mănânci, pur și simplu. Corpul tău poate supraviețui mult mai mult fără hrană decât poate fără apă și ultimul lucru pe care vrei să-l faci e să-ți crești setea în acele momente. Păstrează-ți calmul. Panica e una din cele mai periculoase părți ale oricărei situații de supraviețuire, așa că dacă ești capabil să-ți evaluezi calm situația și să-ți rezolvi următorii pași în liniște, șansele tale de supraviețuire cresc considerabil. Dacă nu știi probabil unde te afli, e mai bine să rămâi pe loc până vei fi salvat. În schimb, dacă ai o idee unde ești, ar fi bine să mergi în direcția în care știi că vei da de oameni care te pot salva. Lasă semne pe nisip. Dacă ai decis să pleci din locul inițial cu scopul întoarcerii la civilizație, asigură-te că marchezi locația inițială și direcția de deplasare folosind pietre, bastoane, zgâriind în pământ, etc. Și dacă ai mijloacele necesare, lasă un mesaj pentru oricine s-ar putea împiedica de el. Înainte de a te deplasa, încearcă să iei un punct de reper în direcția în care călătorești și utilizează acel reper pentru a te menține pe drumul cel bun. În toată această călătorie e foarte important să lași semne în nisip, căci astfel șansele de a fi găsit cresc considerabil. Vorbește cât mai puțin posibil. Când te deplasezi pentru a găsi adăpost sau apă, încearcă să consumi cât mai puțin energie posibil.
pentru a nu fi nevoit să bei mai multă apă sau să mănânci mai mult. Mergi încet, încearcă să nu transpiri și țineți gura închisă pentru a încetini rata de deshidratare creată de respirație. Acoperirea gurii cu o bandană sau o piesă de îmbrăcăminte va ajuta de asemenea la încetinirea pierderii de apă din corp, care în acele momente e mult mai mult decât vital. Rămâi la adăpostul pe care l-ai găsit sau creat pe timpul nopții, deoarece temperaturile din timpul zilei în deșert s-ar putea să vă prăjească când soarele apune, e o uriașă ușurare. Dar apoi vine realitatea nopții în deșert. În multe locuri din deșert, odată ce căldura zilei se risipește, temperatura începe să scadă, tot mai mult, până la limita înghețului. Adăpostul și căldura vor avea un rol important spre păstrarea energiei în pustietatea deșertului, așa că găsirea unui loc confortabil și călduros pentru a dormi e la fel de importantă ca și găsirea unui loc umbros în timpul zilei. Deci dacă ai materiale la dispoziție, ar trebui să improvizezi un adăpost și să rămâi acolo până vei fi găsit sau până vei rămâne fără resurse. De asemenea, una din cele mai mari amenințări din deșert sunt, de fapt, furtunile cu nisip. Șanțurile și canioanele se pot umple rapid de nisip și te pot acoperi înainte de a-ți da seama ce se întâmplă. Îngroparea nisip ucide, de fapt, mai mulți oameni în deșert decât deshidratarea, deci trebuie să rămâi la un nivel înalt care să te ferească de eventualele furtuni de nisip. Aprinderea unui foc. Cel mai simplu mod de a face un foc pentru nopțile reci e utilizarea unui obiect convex precum o lupă care să reflecte razele soarelui. Pentru asta se poate folosi fundul unei sticle, chiar și o sticlă de plastic sau o pungă de plastic transparentă plină cu apă. Pe lângă faptul că vă va încălzi pe timp de noapte, focul și fumul sunt cele mai bune modalități de a semnala prezența în deșert. De asemenea, cu ajutorul focului vei putea găti eventuala mâncare pe care o vei găsi în deșert. Dar pentru a aprinde un foc, cel mai important lucru în primul rând e lemnul potrivit. Dacă ai noroc, vei găsi mici copaci deșertici care pot oferi o sursă importantă de lemn în acest sens. Semnalele de ajutor. Semnalizarea pentru ajutor va grăbi salvarea din deșert. Semnalele vizibile trebuie să fie distinse de cele ale naturii. O oglindă cu care să reflectați razele soarelui e cea mai bună pentru condițiile însorite de deșert și poate fi văzută de la kilometri distanță. De asemenea, arderea unei anvelope a mașinii va genera o coloană imensă de fum negru, dar anvelopa trebuie perforată sau trebuie îndepărtat mai întâi miezul supapei pentru a preveni explozia și rănirea. Flăcările sunt bune noaptea dacă există motive să credem că vor fi văzute. În același timp, purtarea de haine colorate strălucitoare va ajuta aeronavele să vă vadă mai bine. Semnalele sonore trebuie realizate cu atenție, în schimb. Urletul e cea mai proastă alternativă, căci probabil nu vă va auzi nimeni și veți consuma energie inutil. În schimb, un fluier e un produs foarte bun de urgență. Deci, dacă aveți un fluier la dispoziție, ar fi bine să-l folosiți. Evita animalele periculoase. Din păcate, temperatura și apa nu sunt singurele pericole de luat în considerare atunci când trebuie să supraviețuiești în deșert. Mediul dur găzduiește de asemenea o serie de animale potențial periculoase. Știind cum să identifici ce e periculos și ce nu s-ar putea dovedi foarte important. Șerpii, scorpionii, păianjenii și câinii sălbatici ocupă toate zonele mai nisipoase ale lumii și toți au capacitatea de a fi periculoși pentru oameni. Totuși, de unde știi ce e periculos și ce nu? Adesea, animalele strălucitoare denotă pericol, așa că stați departe de orice se încadrează în această categorie. La fel, unii prădători sunt camuflați foarte eficient, așa că familiarizarea cu animalele din deșert e un exercițiu important pentru a scăpa cu bine după cele 3 zile. De regulă, totuși evitarea acestor animale ar trebui să fie suficientă pentru a vă menține în siguranță. Un număr mare al creaturilor periculoase din deșert sunt în mare parte timide și se tem de oameni. Doar atunci când sunt amenințate, cele mai multe dintre ele încep să atace. Astfel, evitându-le cu totul, le eliminați complet din ecuație. Ține ochii deschiși pentru animalele sălbatice și unde poți îndepărtează-te de ele. Știm că urmărirea animalelor din deșert poate duce la apă, dar în aceste situații e cel mai bine să rămâneți departe de ele până când pleacă. Nu are rost să găsești apă dacă te pui doar în pericol. Și de asemenea, evită să mănânci oricare dintre aceste animale, căci unii scorpioni, spre exemplu, pot fi dăunători pentru corp. Aceste sfaturi, așadar esențiale, explică modul simplificat de supraviețuire în deșert, dar acestea nu reprezintă o listă exhaustivă. Există o mulțime de alte lucruri de luat în considerare dacă vă aflați într-o astfel de situație, însă aceste sfaturi esențiale pe care trebuie să le înțelegem rămân aceleași. Rămâneți calmi, conservați energia, găsiți apă, găsiți adăpost și stați departe de fauna sălbatică periculoasă. Amintiți-vă toate acestea și vă veți oferi șanse mai mari de supraviețuire în cele 3 zile pe care le petreceți în deșert.
Acesta a fost episodul nostru. Dacă v-a plăcut, nu ezitați să vă abonați la Ce s-ar întâmpla dacă pentru mai multe videoclipuri interesante. O zi superbă vă doresc!